Bă, da, prost. Ioan al Meric. Așa o să zici și lui Alexandra, că va fi mare. Să nu te împlici cu gagii inteligenți, că se prinde de care vrei să înșeli. Imediat se prinde gagii. Ia-ți un prost. Că Ioana inteligent, a zis, bă, mi-au prost. Cred că și masă a zis, ia-ți prost. Ioana, felicitări. Ce-ai luat prost? Ia să vezi prostul tău ce-a făcut. Mamă. Prostul meu? E original. Cum? E fenomenal. Îmi dă telefon cu 10.000 de euro. Premiu. Ați câștigat de la Vodafone, dar nu era număr de Vodafone, nu pronunț compania. Ea număr pe abonament. Oricum l-am dat pe post. Și am zis, ia uite un prost. Și ce ați făcut când ați văzut că ați câștigat 10.000 de euro? Păi, mamă, mi-am băgat de șchincuri. Iar să zic, nu. M-am mângâiat pe pulă. Ia nu s-a înțărit în sus. Ăla mai bine să rei în pulă. Am zis, vorbește cu pulă. Mamă, ce bărbat a zis, da. Am zis, e bărbat de bucale. Dacă nu e ăsta de bucale, dar e original. Cum e original? Și după aia, e și vaginal. S-a dat, a mirosit a fete. Și e pituc. La fel ca ăla lui Adrian. Nu știu, ăștia, gagicile mele, se face alba ca zăpadă. Toate se face alba ca zăpadă, așa pituci. Ioana, trebuie să-ți iei 7 pituci. Ca să fie alba ca zăpadă. Nu-i lua doar un pituc. Dar fii atent că se caftește între ei. Eu sunt prea înalt. Dar ia-ți-o și pe piticul porno ca să vină cu gura la pizdă. Îi zic și lui Adriana, ia-ți-l și pe piticul porno. Piticul porno să sară de la una la alta. Bă, da, prost. Și ăla prost. Făce, eu lucram, era obosit, rebegit. Deja divorțase, îmi dă telefon prost. Eu mi-am dat seama că e la halt, e la distracție și mi-a făcut râs de numărul de telefon. Bine să scrie cu acceptul Adrianei. Pizda n-avea nimic de ascuns, era iubire. Și ăla se uita în telefonul, eu nu m-am uitat niciodată. Cum? I-am zis, băi, poți să... I-am lăsat telefonul la dispoziție, puteam să... Mă uit să văd ce prieten are, măcar în agenda telefonică. Nu m-am uitat niciodată. Ca soț? Păi, aveam de... Dar ăștia, îți dai seama, mi-a luat și numărul de telefon, i-a luat și de la Ioana. Și Ioana după aia îi dădea dovezi de dragoste. Îmi dădea mie telefon și făcea mișto de mine și mi-am dat seama, e prea multă liniște. De ce e atâta liniște? A zis, are auditoriu. Și stă toți în liniște. Stătea în ea, în liniște originală. Bravo, Ioana! Erai Mademoiselle Jomatel. Ce pula mă zic. Îți meriți profil. Ce, vă potriviți? Căsătoriți? Cum, alt prost, mai prost ca ăsta nu poți face. Mai ales că e și caratul ăsta. E țipătul pisici. Eu, bă! Fii atent că a ajuns și el la simfonică. Fii atent că e intelectual. Îi place muzica simfonică. Dar e cu te omor. Bă, muzica simfonică n-am mai. Poate e bietul vânăt. Și vrea să mă omoare. Când am zis eu, tacu. Eu stăteam pe scări. Puteam să-i trag un picior în râtan. El stătea la baza scărilor.
se concentrează, dar chiar se concentrează de te omori. Bă, ăsta e cam drogat. Că era prea cu viteză. Era mai viteză decât un om normal. Și era foarte fior. Deci trăsese băiatul ceva. Deci, frate, ți-ai luat de omor. Bă, mișto. Ia să vezi cum faci tu mișto. Cred că faci mișto. E, acum e mișto. O să fie 2 ani de dragoste mișto. Dar după 2 ani de dragoste ce? Iată, e cu te omor. Am văzut și pe Adrian. Și cred că și la e pe te omor. Că și e catanghi. E neam de bătăiuși. Cred că și ăsta e neam de bătăiuși. Iată că vin și eu de neam de bătăiuși. Eu m-am plictisit de neam de bătăiuși. Și dai că mi-e pe te omor. Ăsta a luat și tofa. Sunt de la căpățână și mă căcream până el de râs că mă jucam de șoricele și pisica cu el. N-avea cum să mă omoare, că făceam fel, știi? Și făceam și mișto de el. Cum am făcut mișto de gagiul tău. Bă, stai bă, liniște, bă. Pulă drogată și moartă. Bă, te-am zis. Hai la poliție! Am zis, altul care cheamă poliția. I-am zis, hai la poliție. Ăla, că eu ziceam, bă, m-a amenințat cu moartea. Ăla, cum? Da, a zis, te omor. Ăla, păi, ăla zice, n-am zis, te omor. Bă, dacă zic eu că a zis că te omor. Și ăia trebuie să scrie acolo, a zis, te omor, dar ăsta zice că n-a zis, te omor. Cum demonstra în chestia asta? N-aveam cum o demonstra, doar prin declarația mea, când aveam martor. Dar dacă am ajuns la poliție, deci s-a făcut un incident. Și dacă s-a făcut un incident, care era cauza și efectul între mine și ăla? Deci trebuia să fie o cauză. Era pizdă! Băi, acum? Zice, bă, ia o pizdă la mijloc. Vrea băiatul pizdă. Vrea să... A dat de pizdă. A mirosit a fete. Ăla cum? Miroase a fete. I-a intrat pizdă arât. Și face urât.